Discuțiile noastre erau prea frumoase ca să mai amânăm începerea, așa că încă o dată ne bucurăm că ne primiți în casele voastre. Ne pare rău că n-ați auzit ce am discutat înainte și poate nici că nu veți auzi nici ce vom discuta după, dar asta în emisiune trebuie să fim un pic mai serioși, cum ne știți voi de altfel. În seara aceasta am bucuria să vă aduc în fața voastră, în casele voastre, și sper să rămână în sufletele voastre o altă familie. Îi avem cu noi pe... Maria Alb. Și voi ne alb? Amândoi albi. Alb din totdeauna sau tu albă de când... De când m-am căsătorit. De când te-ai căsătorit. Bine, mă bucur tare mult că ați și acceptat noi. Invitația noastră. Și noi de invitație. Sper să nu-mi pară rău că v-am invitat și vouă să nu vă pară rău. Că... N-aveți cum. Na, n-avem cum. Da, deci să fim de folos. Sigur o să fim de folos, pentru că cei care ne ascultă sunt oameni faini, care din orice știu să ia ceva frumos, pozitiv. Adică un lucru pozitiv este, Doamne, nu mă lăsa să ajung ca ăia. Și, și asta este o chestie bună, da? Dacă... Bun, unde, în ce moment al vieții sunteți? Adică... Nu știu, ar trebui să ziceți ceva de bine acum, că se filmează. Zice... Da. De câți ani căsătoriți? Ca să... De 16 ani căsătoriți. Oh, încă n-aveți majorat. Da, mai avem două luni mai... să sărbătorim momentul. Ah, e bun, da, bănuiesc că aveți ceva chestii super faine în plan. Da, da. 16 ani căsătoriți, 3 copii la activ. 3 copii la activ, la copii se zice mulți înainte sau numai la... Nu, numai la anii de căsătorie. Numai la anii de căsătorie, bun. Da, lasă, cum hotărăște Dumnezeu. Un prag de examen de luni. Cel mare, nu mai contează, nu da. Mai contează, da, exact, deci, cum ați spus. De ce ne stresăm noi dacă nu se stresează ei? Absolut. Da. Da, oricum, eu sunt din unul dintre băieții care chiar cel mai mic nu îi place atât cu, e mai mult cu joaca, dar cel mare... Cu joaca, cu lucrurile practice. Da, cu lucrurile practice, da. Dar cel mare chiar printre primii trei din clasă și au zis că el... Casa la voi care sunteți mai mult așa cu școala, cu carte? Soții. Da, nu te-ai complicat mult cu chestiile astea în viață? Nu. Chiar mă gândeam, băi, când o să fie cu matematica, chestii, socotel, și s-o nimeri de, așa au portat domnul de grijă, de n-am, în schimb cu creația, cu poveștile, cu toate cele, nu merg la mama, că mama în trei cuvinte a terminat tot. Inclusiv aia mică știe, s-a atins, pui o poveste din Biblie, hai să citim ceva, că mami nu... Deci cât e de mică aia mică? 4 ani. Deci aveți unul care termină clasa 8. 15 ani, al doilea de 12 ani și cea micuță de 4 ani. Am vrut să vă întreb ceva, dar mă abțin. Ce am vrut să vă întreb, asta micuță a fost darul Domnului sau surpriza Domnului? Toți trebuie pentru... a fost surpriză. Deci voi, da, voi sunteți oameni cu o viață planificată. Da, da. Corect. Foarte. Dar nu a copiilor, deci nu. Alte cele. Da. Păi am zis că să termine soția facultatea și toate cele și până ne gândim la copii. Ne-am dus în luna de miere și bineînțeles că după o lună soția zice, cred că s-a întâmplat. Nu se poate. Ei, ba, este. După încă o săptămână, problema cine devestea... Problema nu era că am rămas gravidă, că o să avem un copil. Cine îi spune la mama soacră? Cine spune că... Adică lui maică? Lui maică mea, da. Asta, să ne înțelegem, da. Era da. Tare otărâtă să termine facultatea și după deci să mărite. Deci femeia v-a spus. Mi-a spus, dar ce pun, nu te măriți. Dar dacă totuși te măriți, nu copii. Nu copii. Da. Da. Și măritat, după lună și copii, adio facultate, vai și amar de cap vostru. Mai e în viață, deci ne-a lăsat o inima. E foarte fericit acum că și copiii au crescut și alte lucruri s-au realizat. Și nepotul e preferat. Și nepotul preferat și acum n-am mai schimbat nimic din toate lucrurile astea. Un pic așa, în smerenia dumneiei, bănuiesc un pic totuși gândește sărace, dacă nu eram eu. Absolut. Noroc cu noi că i-am ajutat. Am crescut copiii, i-am ținut în școală. Pe asta-s părinții, ce să fac? Asta e bucurile care le mai au la bătrânețele în ghilimele încă. Nu, dar trebuie să aveți grijă cum vorbiți. Către 60 mă gândesc că... Sunt floarea vârstă. Da, lasă-i pe ei să discute. Decide. Îi lăsăm să bucure de... Cel puțin, cred că acum am vreo 7 nepoți, cât este acasă, 8. Da, lasă. Aici merge mulți înainte, nu, măcar la nepoți, dacă nu la copii, la nepoți. Măcar la nepoți, corect. La nepoți. Bun, că tot în mod inevitabil ne ducem la părinți și la... părțile frumoase, că ne-au ajutat. Spuneți-ne ceva despre familia în care ați crescut. Da, deci m-am născut într-o familie de creștini, din bunici, părinți, 4 fete,
o familie cu vreo 7 generații numai de fete și de-aia vă spun că al meu a fost băiat după 7 generații de fete, deci a fost bucuria. Ai rupt în sfârșit, da, în sfârșit, deci asta a fost cum... bine până la urmă că s-a întâmplat. S-a iertat un s-a pic iertat, mai ușor, da. Dacă... Așa, deci din familie de pocăiți... Patru fete, una după alta, așa? Da, un an diferență între noi, între mine și cea mare, 2 ani după sora mea și mine, deci una după alta, chiar una după alta. Stai că tu mereu și-o dori fete. Numai fete. La 4 au renunțat, n-are rost că-i tot fată. Da, da, da. Așa. Și din la sfârșitul clasei 8-a mi-am botezat împreună cu sora mea cea mare. Da, ce ușoară e viața așa, că nu povestești acum în... E foarte ușoară, e foarte ușoară când te naști într-o familie de creștini, trăiești într-o familie de creștini. Bun, dar eram... maică, tataică, tu dacă ar fi aici, ar zici că a fost chiar așa de ușor? Da, am fost fete cu minte. Wow. Așa zic, că voi toate patru n-ați fost cât unul de-al vostru. Deci așa zic. Deci ei ori ați fost voi cu minți, ori n-au fost ei acasă. Nici ei n-au fost acasă și noi am fost și cu minți. Da, și știați și să... La ora 4 fix era tot în regulă, curățenie, teme făcute. Până la 4, cine? Nu erau camere, telefoane, te sună la orice oră sau așa. Fetele-s cu minți. Și ce pot face 4 fete acasă singure? Curățenie, mâncare, aveam animale, trăiam la țară, dădeam la animale... temele bun, pentru o și ziua trăit următoare. Animalele sau... Au trăit, da. Aveam grijă de surorile mai mici, între mine și cea mică, 7 ani diferență, deci vă dați seama. Și n-ai, la momentul respectiv, că acum normal că privim prin alți ochelari viața, dar la momentul respectiv nu vă simțiați așa un pic frustrate, că n-aveți nu știu ce, că bănuiesc că n-ați crescut în cel mai mare lux și cu cele frustrate, mai mari. Frustrate, cea mai mare frustrare nu era lipsa de bani, așa că lucrau, aveam bani sau așa. Ce mă deranja cel mai mult, când dimineața toți copiii erau la școală cu mămicile, a noastră nu, la servici. Noi singure ne îmbrăcam, îmbrăcam pe cea mică, o duceam la grădiniță, ne duceam noi la școală. Asta este. Și din păcate, acea situație se repetă. Ce deci, nu mi-a convenit, aceeași o trăiesc în ziua de astăzi. Deci oarecum în sufletul tău nu ți-a plăcut atunci? Nu mi-a plăcut, da? Și din păcate, aceeași situație o am și eu. De multe ori cea mică rămâne cu băieții acasă, au grijă de ea. Trebuie să mergi la servici, n-ai încotro. Mm. Și tot mama e de vină. Nu e mama de vină, fata. Fata mamei, da. Fata mamei, corect. Interesant, asta este o chestie interesantă care ar trebui să ne dea de gândit, pentru că nu pot spune neapărat că unele lucruri le condamnam cu răutate, dar nu ne plăceau. Nu ne plăceau și le repetăm. Le repetăm. Identic. Da. Identic, din păcate. Am discutat odată cu o fată, zic, tu vezi că te am în prelegerile mele. Cu ce? Pe zic, mi-a spus maică, dacă nu, eram odată la voi și nu știu cum e prin alte case, dar sunt familii unde dacă doamna casei se stresează, toată lumea e stresată, dar nu intrăm în detalii. Și sora asta, așa foarte pedantă, minun, nu știu ce, îmi spune, zice, fetea, ce am pățit cu fata. M-am stresat, iar m-am agitat pe o chestie și normal că probabil toată lumea s-a adus în jur, la care fata vine, mama, te rog să te oprești, să te așezi în fotoliu. Ce? Te așezi acum în fotoliu? Nu, ce n-am, cumva, poate și așa, ce vrei, fată? Zic, mama, am o întrebare, nu ți ies camele la număr? Și zicea asta, băi, mamă, tu ne învârți pe toți, dacă nu ți iasă vreo scamă sau ceva, să o căutăm împreună, adică... Și zic eu, când am auzit chestia asta, băi, îmi cer scuze, dar o trebuie să o mai zic, nu, zic, mai sunt din astea cu scamele, bănuiești, și să le, totul să le atragă atenția șocată. La care se mă ascultă fata, acum nu știam dacă îmi reproșează că am folosit-o. Dar de ce să vă mărturisesc ceva ce... Sunt la fel. Am ajuns ca ea. Deci, fiind singură, îmi dau seama că ce nu-mi plăcea la mama, acum mă apucă pe mine, spălatul geamurilor, că nu trebuie să le spăl cu tare. N-am. Nu, dar eu i-am spus lui maică-mea acum, mami, ce condamnai tu la bunica noastră, ești identic. Identic ca ea și noi, identici ca tine. Înseamnă că ai viață faină. Știe ce l-așteaptă. Ai mai vorbit cu socrul tot din când în gând, așa să-ți mai spună câte ceva sau nu? Nu... Îndrăznesc să-i atâtea detalii. Mai bine ei așa, zi cu zi, da, pas cu pas. Da, eu i-am luat fata și ne vedem de viața da, noastră. Da. La tine cum a fost? În ce familie ai crescut? Tot la fel, familie de credincioși baptiști.
cu un istoric, să zic așa, tot în privința aceasta, și bunica a fost printre primele femei care s-au întors la Domnul după război. S-a format prima, s-a format biserica după primul război. În satul nostru pe Valea Hasegului, primul centru creștin, să zic așa, care au fost câțiva credincioși veniți de pe front, și a fost prima biserică baptistă. De acolo s-au format zeci de biserici care sunt acum. Și în istoricul ăsta din familie mă trag ca și baptiști, iar ca și frați și așa, noi suntem mai numeroși. Suntem 5 băieți și 2 fete. 7, cifra perfectă. Da. Perfectă pentru cine? Și tot într-un cadru în care am crescut în biserică acolo, am ajuns să îmi dau seama de nevoia de a face ceva pentru Domnul. Și din familia în care am fost, părinții nu au fost atât de implicați să mă trimite la biserică, dar s-a născut parcă în mine ideea asta. Când eram mic, eram cel care, să zic așa, orchestram tot ce se întâmpla ca la biserică, între jucării, între băieți și fete care ne jucam. Dacă mi-a murit odată un pui, mi-aduc aminte că i-am făcut înmormântare și chestii de genul ăsta. Mi-aduc aminte, nu știu, acum am 6 ani. Bun, dar nu l-ai omorât tu. Nu, dacă a murit. Ca să ne înțelegem, da. Deci a murit cel de moarte. Botezam păpușile la fete și făceam tot felul de activități de genul ăsta și în biserică cu tinerii, și încet, Dumnezeu am simțit. Deci familia și biserica își pune amprenta. Da. Pentru... Așa ne-am cunoscut. Eram în aceeași grup de biserici apostolului, care făceam întrunile de tineret împreună, și așa am ajuns. El era lider de tineret, taică-mi-o lider de tineret. Era lider de tineret în biserică, eu după cu vreo 7 ani de întâlniri, unii pe la alții, ca acasă la noi, care îi spune tati: dacă știam eu că cu gândul de astea vii tu pe la noi, nu te dar mai el primă. Dar nu a venit cu gândul, el s-a dus de dragul Domnului Iisus. Că nu? Ea era o puștoaică, pot să spun, 13-14 ani. Dar tu câți aveai? Între noi 6 ani, eu eram la 18 ani. Deja... Mă gândeam că tu aveai 15 și ea era. Da, așa, mare, puștoaică, dar, oricum, da. La vârsta aceea, dar, e mare diferență. Încet am văzut multe lucruri care m-au atras într-un mod în care pot să spun că încercam să nu mă îndrept în direcția asta, ca să văd dacă chiar ce simt de la Domnul. Și după un an, doi, în care am tot așteptat și am mai rărit-o cu întâlniri și cu misiunile și emisiunile. Misiunile, plecasem la seminar. Mai lăsau părinții că da, prins ideea. Plecasem la seminar. Tu în Timișoara, el în București, unde vă întâlniți? În Gara de Nord? Și după aceea lucrurile s-au concretizat, am ajuns să punem punctul pe ei. Părinții și-au dat seama că lucrurile serioase. Că nu mai au ce face. Da. Și atunci... Așa ne ziceau, las că tu mergi la Timișoara, întâlnești acolo băieți, să ducem București, fete, gata, scăpăm, uitați unul de altul. Am căptat-o asta. N-am forțat deloc, dar... Tot ieșit, da. După da, un tot așa an în care nu ne-am văzut deloc, pot să spun că când ne-am întâlnit, parcă ne văzut de 3 zile. Tot acela zâmbet, tot acea deschidere. Și era o chestie care pur și simplu nu puteai să spui nu. Nu, e bine. La noi a fost simplu. La noi când am început să fim prieteni, ce, hai să ne cunoaștem. Ne cunoaștem direct. Când facem nuntă, câți copii, cum facem cu școlile, cu... Bun, dar nu ți se pare normal așa? Dar mi se pare foarte normal. Ca tinerii, și asta ne-am spus și la copiii mei, încercați să vă cunoașteți unii cu alții din grupurile de tineri, atunci fiecare se comportă cel mai normal, cel mai firesc. Că nu știi că te filmează, da, sau nu. Corect. Da. Nu trebuie ești să așa, știa, așa, cunoști și fata cel mai bine și băiatul cel mai bine. Și te poți uita la 7 odată și nu se supără nimeni. Să nu se supără nimeni, da, corect. Și n-ai nicio obligație. Da. Bun, ai obligația să fii om, ai obligația să fii creștin, și absolut. Eu am accentuat asta de foarte multe ori. Omenia și apoi cadrul din biserică chiar îți dă posibilitatea să cunoști oamenii atât de bine, liniștit, în oameni, timp. Exact. Da. Și descoperirea din partea Domnului nu vine, cel puțin opinia mea, nu vine dragostea așa. La prima vine. Poate să fie o scânteie, o flacără de moment, dar lucrurile se așează în timp. Și în cazul nostru, cum spun, chiar mă rugam și ceream călăuzirea din partea lui Dumnezeu, dar bineînțeles că
mă gândeam și la o altă fată sau i-am dat și ei libertatea să nu se simtă... A, oricum și-o luat-o și asta. Da, normal. Dar bine, ei erau foarte introvertite. Dar el a fost drăguț, știi că, da. Este, este și în continuare introvertită. Da, și, e motivul, da. Da, da. De când e cu mine, eu zic că s-a mai schimbat puțin. Vai, i-ai făcut un premiu sau... Acum, noi bărbații, dacă nu s-au prins femeile, noi suntem modești, dar avem meritele noastre pe care din când în când, pentru că nu le menționează nimeni. Mi le recunoaște singur. Încercăm noi să recunoaștem. Deci, da. Nu, asta o spun într-un mod foarte pozitiv. Dar nu-i te crede. Și real. Deci este un lucru care am simțit-o din partea lui Dumnezeu și... Bun, dar acum, dacă tot tu ai avut ceva pozitiv, ai... Că nu poți spune că ai scos-o în lume, că de ieșit, o ieșit ea în lume, nu, Timișoara, am spus nu știu ce, dar ai ajutat-o un pic să fie mai între oameni, nu știu ce, așa, să treacă de timiditățile alea, da, care le-au primit moștenire de la soacră, de la maică, sau, să nu credeți că știu ceva despre, dar bănuiesc așa, da? Zi-mi ce lucru pozitiv s-a întâmplat la tine datorită ei. Oh, foarte multe. Păi zine vreo trei, așa. Vreo trei, mă pot opri. Unul dintre ele este seriozitatea pe care o văd în soție și care atunci când avem ceva de făcut sau... eu sunt genul puțin mai... visător. Mai visător, mai... Cuvântul. Nostalgic, așa. Chiar odată mi-a spus într-un mod așa mai... mai apăsat că am impresia că ești cu capul în nor și zic probabil, dar sunt genul acesta și oare cumva am echilibrat balanța în privința aceasta. Ea e mai practică, aceasta. Te-ai trezit, am lucrat și mai vedem noi ce vine, dar... Pe parcurs, dar să știm clar, stabilit. Un alt lucru foarte frumos este că nevoia care o am de a avea un partener care are orice bărbat și așa, deci din punctul acesta de vedere, nu duc nicio lipsă. Sunt foarte împlinit și mi-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru un astfel de privilegiu. Nu vreau să mă compar cu altcineva. Ei, ei zis pe traseu, când ați venit cu mașina, nu, vezi? Nu, dar nu vreau să compar căsnicia mea cu altora, nici pe departe. Dar ce avem noi este un dar care îl primesc din partea lui Dumnezeu, referitor în soție și apoi în copiii care i-am primit, care sunt... Seamănă pe ea, pe tine. Și care sunt grija mea. Da, seamănă, cel puțin am o satisfacție că fetița mică seamănă ileită tata. Păi fetele știu ele să fie aproape de tata, stai liniștit. Trebuie să vezi la un moment dat unde începi șmecherile. Iubirea chiar e acolo, da? Șmecherile, deci fetele au un dar de... Aparte. Și încă un lucru care nu pot să nu îl menționez, în slujirea pe care o... Nu, că asta era următoarea întrebare, dacă deci, tot a fost așa, cum e în deci slujire? Deci ea, pentru mine, ca și o tânără care am cunoscut-o din biserică și crescut într-un astfel de context și tata socru slujind în biserică și își dorea să aibă de-a face cu slujirea în biserică. Ți-ai dorit asta, un bărbat care să fie implicat în slujire? Da, eram obișnuită cu... Da, deci din familie, da. Nu te-a speriat gândul ăsta. Spre exemplu... Bun, dar bănuiesc acum că totuși aveai o vârstă, erai cu capul pe umeri, așa, realist, ți-ai dat seama că nu o să fie neapărat ușor. Absolut. Dar nici imposibil. Nici imposibil, da. Nu, deci, este o lucrare frumoasă care... Deci, scuze că te întrerup, dar chiar acum cu perioada asta care a fost cu paznici, mi-e era dor de întâlnirea cu surorile, cu frații din biserică, să ne vedem, pur și simplu, chiar mi-au lipsit, chiar dacă sunt oameni simpli de la țară sau așa, deci... Nu. Dar nu, că ei au valoarea lor și frumusețea lor. Și frumusețea lor și farmecul lor și respectul lor față de păstor și de soție. Deci mie chiar mi-au lipsit. Mi se întâmplă dacă merg undeva sau așa, surorile mă întreabă de soție și... Sau de multe ori, știți ceva, frate păstor, veniți când sunteți cu soția. Cu ce fain, așa, mai subtil. Da, direct, veniți când sunteți cu soția. Deci în privința asta este un lucru care Dumnezeu l-a rânduit să putem să slujim împreună, pentru că de multe ori
sunt multe aspecte ale slujirii, inclusiv poate și financiar, și în privința aceasta pot să spun că dacă nu era soția, nu era destul de greu, ori ajungeam să alegem. Deci ea lucrează și pe bani. Da, și destul de bine. Nu, că e absurd, de multe ori m-am gândit când întreabă de unul, indiferent pe cine, și că soția lucrează. Adică asta mi se pare o întrebare cam absurdă. Că ea oricum lucrează. Ea oricum lucrează, da, adică dacă vorbești de soție și de mamă, și ai numai un pic la limita de jos pretenție să-ți fie un pic casa în ordine, bărbatul în ordine și copiii în ordine, eu deja cred că deja e full time, full time, da, știi? Correct. Deci întrebarea nu e dacă nevasta lucrează, nevasta și primește ceva că lucrează sau nu mai lucrează. Are mai multe joburi. Are mai multe joburi, da. Deci da, ea... da. În privința asta, dacă este de aspectul muncii, aici putem să deschidem un capitol întreg care nu se epuizează în minutele interviului nostru. Adică, cu alte cuvinte, chiar de multe ori trebuie să mai opresc puțin. Că da, de ce îți place? E prea pornită uneori. Deci nu e neapărat numai de mică, că avem o nevoie. Ce îți place? Da. A fost obișnuită de mică cu lucrul ăsta și eu am crescut în astfel de context și puțin... Bun, tu ai fost la oraș sau la țară? Tot la țară, tot în aceeași zonă, distanță. Da? El s-a săturat că până l-am cunoscut de lucru, după aia a zis gata, mă fac eu trebuie să cresc 6 în urma mea, 7 fiind în familie, frați, surori, părinții erau cu munca, cu alte cele, mai mult plecați și... Animale doar lângă casă sau mai multe? Avea, tata era și plecat pe timp de vară și mama trebuia să lucră cu el. Ce? Avem vreo o fermă de animale cu oi, așa, și mai multe. Deci tai că tu era păstor. Da, așa. Și în privința asta, eu de când, de la 10 ani, deja au trebuit să ducem în casă. Dar cu oile, ai fost cu oile? Eram, când eram mic, mergeam. Și când veneam din seminar, în vacanța de vară, trebuia să mă duc să-l ajut pe tata. Bun, varianta scurtă. Care e cel mai fain lucru cu oile și care e cel mai greu lucru cu oile? Cel mai fain este să le lași să meargă în turmă. Dacă nu știi să le lași și vrei să alergi după fiecare, Ești terminat. Era odată un frate la noi la biserică și zicea la tata, zice, eu am fost o zi și sunt frânt, nu înțeleg cum vă rezistați o vară întreagă. Trebuie să știi să le simți mersul lor. Asta e. Deci ele în mod natural trag împreună. Ele trag, chiar dacă se mai împrăștie și se mențin, da. Și dacă știi să simți chestia asta, îți este ușor. Dacă el știa foarte bine când povestea socrul meu că își lua 2-3 cărți cu cititul, oile cu treaba lor, da, el cu deci studiul eu, lui. Eu eram tot era ciobanul perfect. Cu cărțile după mine și nu aveam niciun stres, dar nici n-a venit vreodată lupul la mine. Păi, deci chiar niciodată. Domn, așa. Și unul dintre lucrurile grele este vremea rea. Atunci nu îți dorești să fii nici pe departe într-o astfel de situație, dar 24 din 24. Măi, să știi că în perioada când a fost pandemia și nu știu ce, atunci cu toate izolările, cu chestiile astea, mie mi s-a întâmplat, am mai circulat puțin, că așa au fost împrejurările, și vedeam ciobanii cu turma pe câmp. Și am zis, bă, ăstea se pare că n-au altă alternativă. Adică oile trebuie să iasă, așa, și zic, dacă n-ai un pic de pasiune pentru ele sau ceva, nu știu, dacă că ploua, că orice, tu trebuie să fii acolo, asta este. Corect. Dar cred că unii oameni au o chemare în direcția asta, știi? Da. Și nu pot fără. Nu pot. Este în natura omului o anumită inclinație și nu poți, oricât de mult ce ai dori să faci ceva, dacă nu... Deci socrul meu, toată lumea se roagă de el să lasă, să renunțe, că e o vârstă la care se apropie de 70 de ani, nu mai poate. Și acum e vârful muntelui. În vârful muntelui la peste 60 de ani. Pentru el, dacă ei lua meseria asta, ar fi terminat. Până îl ajută Domnul și sănătos. Și asta ține în putere. Și maică-ta cum a primit chestia asta, nu? A comentat, nu? S-a înrolat în familia cu toate posesiunile, să zic așa, care... Ea avea turma mică acasă. Și... Că ea mergea cu socrul meu, turma mică era în grija bunicii. Bunicii și... Mergea cu el pe munte? Da, normal, pentru că... Deci bunica lui, când ne-am căsătorit, noi făceam,
un singur lucru, să nu faci mulți copii, că e greu. Ia bunica, săraca, bunica. Ia crescându-i pe toți nepoții, că soacră mea era la munte, a fost primul ei sfat. Să nu... I-am zis la soțul, bine că a murit înainte să avem patria, au murit împăcat cu gândul. Bun, dar voi acum, dar nu ați zis voi că ați planificat la început. Da, planificat. Deci, nu, ne-am dorit să avem 3 copii, dar am zis că mai așteptăm. Dacă puteați voi un pic să... Da. Unii și-au dorit 3, nu? Unii și-au dorit 3. A treia fetiță mi-am dorit-o și Dumnezeu mi-a dat-o și îi mulțumesc Domnului și soției, chiar dacă i-a fost mai greu să accepte situația că va veni și al treilea. Ah, bun. După asta, după ce te gândești să fie sănătos, să fie celălalt, se schimbă. Da, înainte ai anumite figuri în cap și după asta... Nu, la mine nu au fost figuri, că al doilea au fost prematur, născut la 6 luni jumate, 900 de grame... Deci mi-a fost 100 de grame, da. Da. Și-a scăzut la 780. Și... Deci nici nu era. Doctorii ne-au spus 10 zile maxim îi dăm să trăiască. Da, pentru ei a fost un șoc. Și... Deci eu atunci am rămas, am zis, eu să mai trepin ce am trecut cu și al doilea. Și ți-a spus și ție, că așa, pe direct? Că... De mie mi-a spus de când am rămas gravidă, trebuie să, așa, e o sarcină toxică, nu poți să o păstrezi, pentru că nu o vei duce la final. Și într-adevăr, la 6 luni jumate, 28 de săptămâni am născut și mi-au spus maxim 10 zile. Să nu aveți alte speranțe și nu au avut nimic. Încurajator, așa. Da. Nu, poate. Că soțul s-a uitat la ea și a spus, stați liniștiți, va trăi. Așa, ne-am rugat și am primit din partea Dumnezeu în credință. Ai fost liniștit, care... așa că... Deci el tot timpul mă încuraja, nu te stresa, las cu să vezi tu că nu o să ai și nimic. Toți prematurii, ba trebuie operați la ochi, ba cu oxigenul, ba... nimic nu a avut. A, perfect, Dumnezeu sănătos. E Dumnezeu, când Dumnezeu are ceva în planul lui. Și el vrea să-l dea. Și am înțeles mai târziu de cine a trecut pe acolo, ca să putem să înțelegem și noi pe alții. Că altfel nu înțelegi. Cel puțin eu, fiind mai așa, deci... Dacă n-ai fi trecut pe acolo și auzeai pe cineva, poate ușor... Și știți cum e? Că toți ziceau, știm atâția, au crescut, îți bine, nu credeam. Deci în momentul ăla nu credeam. Și chiar acum am avut ocazia, o fată din biserică și ceva, prieteni, neamuri mai de depărtat, iar așa a născut și mă ruga tata ei, primar, fiind de satul respectiv, sună, te rog, și spune că e bine, că îl știe pe copilul tău, că tot așa, că nu, n-ai cum, i-am zis, degeaba bine, o sun. Puțin spus bine, e o figură, haide. Degeaba îi spun eu, că până nu o să se convingă ea, deci e greu să accept. Și la asta mă gândeam când am rămas și cu a treia, dacă se întâmplă, dacă repetăm ce, dacă nu va trăi, al doilea a trăit și a fost bine. Și normal, la 20 de săptămâni, 28, la fel, contracții de naștere, numai între timp, fiind 8 ani, 9 ani distanță, au apărut alte metode, internat în spital, perfuzii 48-48, greu, da? Merită. S-a meritat, da. Deci, plin. Cum zice Biblia, după ce trec toate astea... A fost greu. În perioada aia, cel mare avea 2 ani jumate, operat de apendicită perforată, a doua zi de Crăciun, deși doctorii se mirau. Operația nu i s-a vindecat. După două săptămâni de la operația lui, nasc eu. La un moment dat eram toți 3 în spital. Păi am spus, eu trebuie să mă duc acasă, că eu am o evanghelizare. Și îți dai seama, pe cine eram eu supărată? Păi, turma... Doamne, slujim, nu știm cu ce să fi greșit, de ce ne treci prin atâtea. Deci a fost deci un an. Deci ai avut un pic de supărare? Absolut. Dar ai și spus-o înaintea Domnului. Da, am și spus-o, dar... public, dar... Da, ea e mult mai directă. Eu sunt foarte directă, inclusiv cu Dumnezeu sunt foarte directă. Adică noi ne chinuim și cu slujire și cu fără bani în perioada aia, că lucram. De-abia după al doilea băiat am terminat și eu cu studiile și cu angajarea și cu nu știu ce. Greu. Și ne țin spital, copiii bolnavi. Cu ce am greșit? Cu ce am greșit? Deci nu-l condamn prea tare pe Iov. Nu. Nu-l condamn. Vezi, oamenii... Și aș putea spune de la mine, nu înțelegi de ce te trece Dumnezeu. Mi-am dat seama că eu inclusiv vis-a-vis de viața de familie am luat în calcul și să nu mă căsătoresc. Nu că mi-aș fi dorit să nu mă căsătoresc, să nu ne înțelegem, dar erau alte vremuri, sistemul trecut și nu mi-am pus atât de mult problema dacă s-ar lega de viața mea și asta, că eram obișnuit cu anumite lucruri, dar începuse o perioadă în care se legau de familiile slujitorilor. Știi, și plecai la evanghelizare și auzeam colegi care apăreau acasă și găseau nevasta și copiii speriați, au fost ăștia în vizită cu tare și am zis, măi,
că se leagă de mine sau ceva, e ok, până la ora zice, mă spânzură, mă închide, mă cutare, asta este, te duci la Domnul, sufere. Dar n-aș fi vrut să... Sufere cei dragi. Fiu... Ce, ce și atunci am luat o hotărâre, cam 2 ani în viață, m-am rugat așa, Doamne, am o rugăminte, vreau să te slujesc, tot am înțeles, am capitulat, că nici asta cu slujirea nu mi-a plăcut în sensul de slujire full-time, eu aveam alte planuri și nu știu ce. Am spus, bun, am acceptat chestia asta, dar am o rugăminte. Lasă-mă singur să nu mai sufere alții. Dacă aș fi rămas în slujire neînsurat, cred că eram... Mai greu. Nu, eram un păstor catastrofă. Și o să vă spun și de ce. Acum nu înseamnă că am fost bun după aia, dar poate că... da, modest. Ca dar, deci eu crescând cu ideile acelea, că dacă tu ești pocăit și ai pocăit, n-ai nicio problemă, totul e rost, totul e bine, încerc să-mi imaginez dacă nu ne-am fi căsătorit și n-am fi trecut noi prin anumite lucruri. Mai fi înțeles. Păi nu, pe bune, cred că îi băgam în ea din primă. Deci cum eram așa cu niște... Cum, Doamne, să fii tu credincios, ea credincioasă și voi îmi spuneți că nu v-ați înțeles de la, nu știu, hai mă frate, e clar că nu sunteți ai Domnului, deci vă băgam în iad fără nicio discuție. După asta când stai și te întrebi tu sincer, că prima dată te întrebi unde am greșit. Corect. Am și învățat chestia asta, să nu inventez păcate, adică să nu mă biciuiesc, da, recunosc, sau te rogi sincer lui Dumnezeu, Doamne, dacă undeva nu văd, deschidem ochii. Dacă Dumnezeu nu-ți arată nimic... Înseamnă că n-ai greșit. Bun, atunci nu o să inventez eu păcate. Și atunci, zic, mă, bun, dar dacă ni s-a întâmplat nouă? Se poate întâmpla și de ce nu se poate întâmpla? Și atunci altfel vorbești cu ei, altfel îi poți înțelege. Dumnezeu are metodele. Este un mod al Dumnezeu unic de a lucra în dreptul fiecare familie. Și dacă ai ochii deschiși, întotdeauna vezi partea bună din tot ceea ce uneori nu o vezi. Ce bine că nu se consultă cu noi. Da. Corect. Da. E adevărat. Nu, că și noi de multe ori, mai ales am avut familii tinere în biserici. Și, stați puțin, nu-i sfârșitul lumii și noi am trecut pe acolo. Deși noi ne-am certat și noi ne-am împăcat. Aia, un fel de a spune, ne-am certat. Ne-am certat pe direct. Pe direct. Da. Deci nu sunteți căzuți din împărăția adică lui Dumnezeu. Adică nu-i sfârșitul lumii. Nu-i sfârșitul lumii, normal, te ceri. Dacă te-ai despărțit 2-3 zile, stai liniștit, tu acolo. De multe ori am luat la noi acasă, liniștit, după aia discutăm. Ce vrei să discutăm acum și ce rezolvare? Și nu sunteți singuri. Și la asta e marea greșeală, că avem impresia și așa prezintă păstorii niște familii super perfecte. Deci toți noi suntem dezastru, da, toți noi suntem. Super perfecte, care n-au nicio problemă. Și atunci nici frații din biserică... Bun, dar noi predicăm adevărul biblic, știi? Adică nu ar trebui să fie frumos. Nu poți să spui că mai greșit. Nu, ar trebui să spunem și unde a fost marea mea descoperire, să spun așa, în Biblie. Că oamenii, eu cred că sincer, ne-au spus niște chestii așa idealiste. Noi am crezut, nu am avut ochiul format să vedem în Biblie, că până la urmă, ori ai experiența vieții, ori Duhul lui Dumnezeu îți arată ceva acolo. Adică crezi că până am fost operat pe coloană, am băgat vreodată de seamă versetul El îndreaptă spatele celor încovoiați. Niciodată, nu v-ați fi gândit. Ce treabă mea, adică l-ai citit, crezi, în momentul în care tu ești cârn, și când citești el îndreaptă, spui, băi, stai un pic, ăsta-s eu. Adică ți se aplică Biblia. Ori îți descoperă Dumnezeu pentru cineva, ori ai trecut tu pe acolo. Exact cum spuneți, noi când am născut pe al doilea un pic, când am născut al doilea băiat, aveam alte nume de acasă, nu știu ce. După ce l-am născut și noi nu ne-am dus să-l înregistrăm imediat și așa, am zis, îl va chema Samuel. Acum înțeleg ce înseamnă că Domnul ascultă rugăciunea. Până atunci era un nume, nu m-aș fi gândit niciodată să-i pun numele ăsta la băiat. Și așa îl cheamă, deci nu... Și el știe de ce îl cheamă Samuel? Știe de ce îl cheamă. Foarte important, foarte important. Da. Vreau să zic de aspectul idealist care îl prezentăm de multe ori în biserici. Una este să tinzi și alta este să fii obiectiv și să vezi situația. Și am constatat lucrul ăsta într-una dintre biserici slujind, când am deschis un capitol despre familii din Scriptură, în care sunt luate bune și mai puțin bune. Da, dar noi alea n-am vrut să le vedem, mai puțin bune. Dar ele sunt acolo. Și ele asta sunt. E nimic. Am primit
Păi s-a interzis la noi în biserică să mai predici că Avram o păcătuit. Da. Deci nu poți să scoți în evidență, mi s-a spus un astfel de lucru, pentru că noi trebuie să prezentăm partea idealistă. Și asta și m-am gândit de unde e triumfalismul acesta, pentru că 90% din oamenii care ne vin în biserică, din afară, ei trăiesc cu apăsarea lor și care nu se regăsesc în idealismul nostru, dacă noi suntem niște sfinți care nu avem de-a face cu nicio slăbiciune, pe care ei, eu personal, privind o poartă în inima lor. Sigur, este vorba clar de chemarea lui Dumnezeu și toate celelalte, dar eu cred că, acum lăsând modestia și nu știu ce că ai zis tu, lăsând-o la o parte, eu cred că oamenii au fost aproape de noi pentru că n-am jucat rolul perfecțiunii. Deci asta probabil i-a șocat în generația noastră, vorbim un pic de alte vremuri, când... tu care erai nu știu unde, că te-o așezat ei acolo, că în realitate nu erai, ai avut puterea să recunoști că uite, se poate întâmpla și asta la noi, nu la voi, la noi, da. Și apoi când te uiți și în Scriptură și vezi oameni sfinți care au trăit o viață normală, adică eu, dacă m-ați întrebat dacă o vreau de nevastă pe al lui Avram, nu vreau. Iau numai un caz, știi, adică aș putea lua mai multe, știi? Deci ei trebuie copil, că, na, în fine, are ea treburile ei și după asta spune să dispară copilul. Mă, fată, tu îi simți... Și tu să și asculți. Da, bun, dar e... Păi da, tu ești omul lui Dumnezeu și Domnul, da, ascult-o, că am eu grijă. Mare, mare e mira Domnului, da? Păi nu putea să spună, păi frate, eu înțeleg că tu te poți detașa un pic mai ușor. La început tu m-ai convins, o să fie băiatul meu, îl crezi cu tare, nu știu ce, tot asta. După asta să dispară, că stai mă, dai, copilul meu, da, prin ce trece. În fine, deci sunt, te uiți acolo, ai fi vrut una ca Sefora, alu Moise, știi? Adică ea nu că nu s-a dus cu el în slujire, numai să-ți arunci asta, sos de sânge, pe uite ce plătesc eu că te cheamă pe tine domnul lucrare. Îți spune două ori chestia asta, îți vine să te duci numai cu bucurie să faci lucrarea. Da? Da. Și o durere a mea, dar nu, n-am cum să o îndrept. Noi avem, Biblia spune, dar rezervat, că își propune altceva, în fine, are principiile. Și acum, haideți să vă dau o chestie, am hotărât să facem sărbători cu familie în biserică. M-am gândit, bun, la nuntă le spui, nu știu ce, ce spui, ai o sărbătoare la 25 de ani de căsnicie, ce le spui? Și atunci m-am luat, băi, Viorele, tot ce citiți voi la ăștia începători, cu iertați-vă unul pe altul, nu țineți mânie, voi le spuneți în ziua nunții, ce se ierte? După 25 de ani de căsătorie, și acum m-am gândit, păi dacă omul a spus, iertați-vă, fiți buni, de ce le-au spus astea? Că doar o știu viața reală și ispitele care vin. Știi ce îmi pare mie rău? Că toți oamenii ăștia mari din istorie, că vorbim de Spurgeon, de unii, știi, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit, nu prea știm multe despre familia lor. Da. Aș avea o curiozitate, știi, dacă chiar noi suntem lepădați sau... Am citit undeva, deci istoria e foarte rezervată cu chestii de genul ăsta, dar am citit undeva despre Luther, că el făcea o mărturisire după ce s-a însurat. Că nu ți-i tot una să te trezești să vezi că ai niște codițe lângă tine în pat și mai ales că din ce știm noi un pic din istorie era turbo, știi, nevasta lui Luther. Sau, scuze-mă și cu asta închei și vine microfonul la voi, dar acum m-am pornit și eu, asta este. Când tot se flutura și după asta am aflat că a fost reală, nu-i poveste, când soția lui Billy Graham, Ruth, aici am vrut să spun eu, a fost întrebată dacă ar fi vrut să divorțeze. Da, dacă s-a gândit vreodată la divorț, o să fie niciodată. Da, s-a gândit la mai mult. La crimă de mai multe ori. Asta, știi că și asta e o chestie, poate tot teologică, adică noi spunem și noi credem asta, că divorțul e păcat și tot, dar dacă ideea cumva este că divorțul nu se iartă niciodată, dar crima se... Crima nu scrie că nu se iartă. Da, mă, dacă nu te descoperă ăștia, nu știu. Dar uite ce frumos că au rezistat împreună, deci dacă vorbim despre ei, Dumnezeu... Eu sunt de părere și cunosc familii care... Sunt atât de perfecte. Până la un moment dat, când... Te enervează. Nu, când îi zbucnesc ei, că numai perfecțiunea asta e așa, de suprafață. Deci n-are cum. Că întotdeauna când vrei să meargă bine și... Că discutam și cu soțul, de ce ne certăm?
Dar de ce nu mai? Pentru că vrei anumite lucruri să se îndrepte, să nu mai de fie așa. Că nici nu știi exact de ce. Nu dar, știi, dar da, să fie. Și dacă nu-ți convins sau dacă le accepti așa, mergi mai departe, nu te ceri niciodată, nu, dar nici nu ești fericit, împlinit sau treci cu niște frustrări care... Înghiți tot timpul. Înghiți tot timpul și la un moment dat alea răbufnesc. Alea explodează. Da, și atunci nu mai e ce ei spune astăzi. Exact. Și atunci mai bine discutăm astăzi deschis, avem o discuție contradictorie. Diferită, așa, și le rezolvăm. Mărturia uneia în biserică, vorbim noi de mărturii, că asta a schimbat un pic când au venit oamenii cu mărturii ideale. Știi, și când îi vezi pe toți faini, pocăiți și știi că sunt autentici, adică nu joacă teatru, unul din ei zice... Eu am stat și m-am gândit la un moment dat, eu de ce să, dar nevasta foarte blând așa și știi, fată pocăită, zice, de ce să mă cert eu cu Dana sau ceva, zice, eu când ea începe, așa, eu zice, mă duceam să vizitez un pic străzile în cartier, știi, și ne uitam toți așa că nu te-ai așteptat de la ea, știi, să nu știu ce, și zice, cum să vă spun, cred că știu fiecare colțișor. Deci cam des. Da, îți dai seama ce impact pentru cei tineri care zic, bă, păi dar voi chiar sunteți faini, adică o familie faină, ne bucurăm, deci voi aveți din astea, înseamnă că nu-i sfârșitul lumii. Exact. Este speranță și pentru noi să cunoaștem cartierul, să devenim ghiși. Când am discutat cu tinerele din biserică și cu tineri și cu așa, eu le-am spus în primul rând, deci eu m-am confruntat cu asta, cu asta, cu asta și confruntându-te, ai și soluții. Da. Știi cum să le spui și lor un sfat practic sau ceva de genul. Păi asta e partea frumoasă, că ai fost acolo, uite cum ne-a ajutat pe noi Dumnezeu. Da. Exact. Cineva spunea că oamenii tari au puterea de a-și prezenta și slăbiciunile. Și se înțelege și opusul. Oamenii slabi nu au putere de a-și prezenta starea așa cum este. Însă nu mai important este că știe Domnul. Și dacă e sincer cu Domnul, Domnul este cel care poate să pună în mintea noastră a fiecăruia dorința asta de a fi sincer și de a nu fi decât ceea ce ești tu. Și de acolo începe schimbarea. Atâta timp cât nu îți dorești și în familie, și în slujire, și în creștere copiilor, și în slujbă, și în orice domeniu, nu îți dorești să fii sincer, să încep de acolo, nu se întâmplă nimic. Este doar pentru mine un fals. Și... Nu, eu personal cred, asta e convingerea mea, că slujitorii, indiferent de domeniul de slujire, nu vorbim doar despre păstori, că slujirea este foarte, foarte mare așa ca paletă. Eu cred că cei care sunt deschiși, nu înseamnă asta să spui totul din casă. Normal. Și nu știu ce, și mai ales nu e bine să spui lucruri începute și neterminate, că nu știi cum se termină. Nu știi cum se termină. Și atunci azi ți se pare că ești pe val și bravezi, știi, și spui frază, tare, și mâine când te vede la un pic, zice, păi înseamnă că toată povestea de ieri s-a dus, dar când s-a încheiat și Domnul te asculte acolo... Nu spune versetul. Uitați-vă la sfârșitul. Da, poți să spui, băi, a fost așa, noi am crezut că așa a ținut mai lung, a ținut mai scurt, că Dumnezeu are surprizele lui, dar nu știu dacă aș putea găsi pe cineva care aude mărturia ta sinceră și să scazi în ochii lor. Eu cred că de regulă crești. Crești, de obicei. Și chiar dacă nu pe moment... Exact, am zis. Pe moment s-ar putea să... Uite, și ei. Nu, dar după aia mulți ori veni și au zis mulțumim, că ați fost deschiși cu noi și ne-ați prezentat, adică nu... Bun, da, de ce au venit la tine? De ce au venit azi la tine? Păi erau de la noi din biserică. Nu, pentru că în urmă cu 3 ani când tu ai avut puterea să... Da, absolut. Și atunci ei zic, stai un pic, dacă ei atunci au avut puterea să, unde ne ducem? Ne ducem acolo pentru că... Exact. Au știut că nu îi aștepți cu bâta, știi, cu asta, cu... Da, ce îi aștepți cu... Înțeleg, asta nu înseamnă... E foarte important să găsești o familie. Și să știți că pentru slujitori, de multe ori noi ne întrebam, trebuie să discutăm și noi cu cineva. Cu cine? Că toți vin la tine. Dar pentru slujitori, cu cine să vorbești? Deci ați avut un moment în care ați vrut să... Aveam
subiecte contradictorii într-atât încât eu știu sigur că a mea e bună, tu știi că a ta e bună, cineva trebuie să ne lămurească, că nu, o fi cineva mai deștept, mai cu experiență. Bun, o fi trecut prin așa ceva, luăm Biblia. Avem și situația poate... în care poate înțelegem Biblia diferit pe anumite absolut. Teme. Și, nu ne... și trebuie cineva să te îndrume într-o direcție. La cine? N-am știut. Asta știți? Mai bine tac. Bine, aici e, da, aici e un alt aspect de mentorare. Nu, e un aspect care... important pentru că poate pe de o parte noi neglijăm partea spirituală, că oamenii când vin la tine vin nu numai cu obiceiuri și cu fapte, pot veni și cu duhurile din spatele acelea. Ele ți le basculează toate ție, știi? Și ei se duc liniștiți acasă. Dar noi am pățit-o așa. Deci noi am pățit-o. Deci noi am trăit Noi doar un caz similar, dar... Nu, deci noi nu știam ce se întâmplă. Deci avea nopți care nu putea să doarmă, neliniștit, un duh preluat asupra lui și până nu am făcut rugăciune special, specific pentru așa ceva de eliberare și tot, nu au pace și liniște. Dar ei au spus că aveau pace și liniște. Da, normal, da. Ei i-au lăsat și la revedere. O zis cineva, nu m-am gândit, vezi, depinde prin ce trece omul, nici nu cred că am spus asta vreodată undeva, dar acum hai să o spun. O zis, bă, frate, m-am gândit la voi slujitorii, de eu cred că el a trecut, că acum, zice, m-am gândit la voi slujitorii, când stați de vorbă cu te unii din ăștia și ei vin și se ceartă în fața voastră și își aruncă de toate și basculează, zice, tu stai 2-3 ceasuri, nu știi, plângi, te iei de cap, tare. Și ei probabil că după ce pleacă de acolo, ei sunt happy, au o seară super faină, romantică, tu stai cu toate duhurile lor, cu nu știu ce. Și zice, m-am gândit, oare te sună măcar să-ți spună mersi că... Ne-ai ascultat. Da, mai ce se mai... Lasă, că bine că... Întotdeauna... Bun, acum mânghierea noastră că îi le putem spune Domnului. Asta e întotdeauna Domnul este cel care știe și eu, din experiența mea pe care o am, și nădăjduiesc în Harul Dumnezeu pe mai departe, Dumnezeu întotdeauna o mie de binecuvântări toarnă pe lângă dramul de suferință, poate, sau povara care o ducem în slujire. A, bun, că nu, în niciun caz nu le-am spus astea să ne plângem, dar asta e viața reală. Asta e realitatea. Și știi cum e? Eu m-am gândit, poate că e și vina noastră, cum spuneai tu odată, că noi prezentăm niște idealuri și care teoretic trebuie să se aplice și la noi, deci oricum noi nu suntem cu probleme. Poate că pe anumite motive, cunoscute sau necunoscute, avem vina că nu împărtășim. Absolut. Și dacă cum nu... să știe că familia păstorului a trecut și păi dacă nu împărtășim, de ce să presupună ei, nu? Că... Dar uite, interesant... Pe de o parte, Domnul Iisus Hristos a avut momente în care și-a luat grupul de ucenici și le-a spus deschis, sufletul meu este tulburat, rugați-vă. Da. Nu știu de ce nu avem noi puterea asta câteodată, sau apostolul Pavel, care și el, adică experiențe cu Dumnezeu, așa, el vorbea la un anume nivel și uneori cât de deschis era cu bisericii. Și spunea, uite, luptați-vă în rugăciunile mele cu asta, cu voi în rugăciunile. Da. Știți de ce nu avem puterea? Pentru că s-a încercat odată cu niște slujitori americani, să, iar așa, consiliere cu familie, dar numai de slujitori. Într-o locație specială, nu știu ce, bineînțeles că eram acolo. Dintre toți slujitorii, numai noi aveam probleme. Și la finalul discuției au început să râdă de noi și atunci, care a fost concluzia? Asta e trist. Asta e trist. Bun, acum... A probleme nesemnificative, că după o zi de naștere nu m-a ajutat și el cu spălatul vaselor, că el s-a jucat destul cu copiii și... No, eu am fost supărată pe chestia asta. În fine, deci probleme mari, grave, mari. Totuși tu te-ai dus pentru asta, te-ai dus, până cum ajută să scap și data viitoare să mă ajute, să știe că trebuie să mă ajute. Deci eu de asta vreau să... Da, nu mă ascultă când zic eu. Da, să ne înțelegem, nu eu am deschis subiectul el, că îmi părea normal să nu mă ajute. A, el s-a dus.
dus, o să mă, mă duc la un păstor, poate îi spune ăsta ce trebuie. Îi spune că ea trebuie să spele vasele, da, ghinion. Da, da, da. Hai, ce, ce nu e o funcționat. Nu i-a ieșit, data viitoare da, trebuie să spele vasele. Nici nu mai mergeam la consilier. A, da, înțeles, da, nu, am fost nu, într-un loc și o sărate. Nici pe departe. Dorința noastră a fost de a fi la fel de schiși. Oricum nu vorbea nimeni, nimeni nu avea nicio problemă. Toți erau, doar eu știam pe toți. După ce, da. Mă gândeam, nu, asta nu mai avem probleme. Subiectul era de așa natură și nimeni, toți eram sfinți pe pereți. Hai să spargem noi gheața. Să ne spargem capul. Da. Bun, asta a fost experiența mea, dar nu pot să spun, nu? Când mă duceam la conferințe, mai ales la început, prima zi e clar că numai noi aveam probleme, da, vorbitorii. A doua zi mai apărea totuși unul deci, care a avut ceva foarte mărunt. Cazul se extinde, nu da, numai la noi. Și apoi când te apropiai de finalul conferinței, atunci ar fi trebuit să începi. Da, da, corect. Da, dar, nu, dar îmi merg aminte că în luna noastră de miere am fost la o conferință cu dumneavoastră la Șiștarovăț. No, ce aberații fain, da, spune da, fratele Viorel Iuga. Mă compătim iar. Da. Noi, luna de miere, ce treabă avem noi? Dar da, să ne fi chemat după vreo 15 ani de căsătorie. Vedeți ce deschis era. Uite, de ce am ajuns da, da, la 16. Nu, asta este speranța mea și prin emisiunile acestea. Dincolo de faptul că ne cunoaștem și eu aș vrea, chiar în dreptul slujitorilor, cum sunteți voi o familie de slujitori, aș vrea oamenii chiar să cunoască și omenescul din noi, adică nu suntem noi altfel decât ei, Dumnezeu, pe ce motiv? Eu cred că doar mila lui și ca să arate că poate folosi pe oricine, ne cheamă într-o slujire, ne dă și harul necesar, că înțelegem, noi nu înțelegem, da? Și ce aș vrea să înțeleagă oamenii, că există o normalitate în viață care nu neapărat seamănă cu a celuilalt, că poți trăi cu Dumnezeu nu fără nicio problemă, ci poți avea parte de ajutorul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Sigur că m-aș bucura cei care nu au avut și n-au nicio problemă să mulțumească lui Dumnezeu, da, dar chiar m-ar deranja un pic să o facă de pe o poziție din aia că stai tu sus pe pedestal, uite, nemernici ăștia, ce cu tare. Adică, până la urmă, cum să vă spun, la o familie care a trecut 20-30 de ani de căsătorie și vine și spune că au avut și greutăți, eu aș spune să rămână. Și nu, da, eu am fost așa cu mai multe figuri în cap, dar la un moment dat, în timpul anilor de școală, mi-a subliniat Dumnezeu așa în minte versetul acela din Împărați, cred că unde spune, știi, înainte de bătălie, spune un împărat, cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Și să mă mărturisesc că aveam un mic duh de critică vis-a-vis de slujitorii mai în vârstă. Că așa, că dacă noi, când intrăm noi, știi, adică noi o să schimbăm lumea și tot... Și în contextul ăla Dumnezeu m-a făcut să văd versetul ăla și am zis, stai un pic, ce înseamnă asta? Viorele, tu încingi armele. Ei sunt înspre final. Cu bune, cu mai puțin bune, uite, au fost în slujire până acum. Tu deocamdată ești la capitolul bravezi și promiți. Finalul. Hai să vedem. Finalul. Da, și dacă mărturisesc astăzi după atâția ani de slujire, doar mila lui Dumnezeu și bunătatea lui, asta se întâmplă în viața de familie. Deci, pe de o parte, așteptăm, dacă vă folosește la ceva, să nu ne condamnați atât de mult pe noi, că acum chiar nu o să ne aruncăm noi de la etaj ca să ne condamnați, am trecut de vârsta asta. Dacă puteți învăța ceva din greșelile noastre, să nu faceți ca noi, slăviți să fie Domnul, că oricum veți face pe ale voastre. Dacă vreți să vă rugați pentru noi, orice vă rugați, chiar avem nevoie de rugăciuni, dar poate că unii, dacă vă gândiți, uite, am ascultat o chestie din asta naturală, o discuție și mi-a folosit un pic, poate faceți voi asta cu alții. Adică, care ar fi problema să invitați două, trei familii la voi în sufragerie? Că unii chiar aveți sufragerii mari și frumoase, aveți unde șterge praful și toate celelalte. Dacă tot le-ați făcut, nu le țineți doar pentru poze. Invitați niște familii, faceți și o prăjitură bună, dacă nu faceți și pizza sau lasagna, faceți o prăjitură bună, că ăia la alt sigur o mănâncă, stați liniștiți, nu o să fie chiar așa de timizi. Le puteți spune și celorlalte doamne sau bărbați să aducă ceva, să nu fie prea greu pentru voi, că vă pricepeți, mai ales cei tineri la astea. Și în loc
loc să-i chestionați pe ei, mărturisiți ceva din viața voastră. Până la urmă, nu asta spune Biblia, că cei care sunt un pic mai în vârstă să învețe pe cei tineri. Și acum, dacă unii zic că nu se primesc sfaturi, se primesc, depinde de atitudine. Deci nu cred că veți găsi foarte mulți oameni care să fie dispus să accepte o atitudine de genul eu nu. Și voi. Dar în momentul în care vorbesc și despre noi ca și voi. Greșelile mele și cum m-a ajutat Dumnezeu, celălalt spune mulțumesc lui Dumnezeu că n-am trecut pe acolo sau mulțumesc lui Dumnezeu că am primit un sfat. Okay. Îmi pare rău că trebuie să închei, poate vouă vă pare bine, mie îmi pare bine că ați venit, îmi pare rău că n-am putut noi discuta. Dar poate ne invită cei care ne privesc dacă vor să discutăm mai mult. Da, da, da. Dacă nu invităm la noi, la o cabană frumoasă în care... poți să vină liniștit, să relaxeze și să discutăm de la suflet la suflet, așa. Care ne pasionează pentru creșterea spirituală. Acum, pentru noi e foarte fain și mulțumim biserici că ne-a oferit toată chestia asta. Eu îmi imaginez și niște emisiuni, dar nu știu dacă o să ajungi vreodată acolo, când să putem discuta la mâncare, la un ceai. Marți am înțeles că probabil că să bun, acum problema este cu toată aparatura, că e foarte greu să te duci, să le montezi, nu știu ce, dar așa ar merita făcut în casa omului niște chestii frumoase. Cu drag, avem spațiu destul să putem Dar nu să... mă gândeam la voi, mă gândeam la alții care n-au fost aici, dar cine știe, nu știm niciodată. Încă o dată, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, mulțumim că vă rugați pentru noi și apreciem că acolo unde sunteți, vă lăsați folosit de Dumnezeu pentru binecuvântarea altora. Domnul să fie cu voi, mulțumim. Cu copiii voștri, cu toți cei pe care îi slujiți. Mulțumim. Amin.